Așa, bună seara! Bună seara! Cel de-al doilea sezon, oameni buni! Sezonul 2! Emisiunea Așa, bună seara, ediția cu numărul 8! Decorații noi! Emisiunea Așa, bună seara, este o emisiune plasată între istorie și comedie. Aceștia sunt comedianți, stand-uperi cunoscuți în Republica Moldova. Care mai bogați, care mai săraci? Ion, eu rog, Vania, scoală în picioare, ridic-te, uitați-vă la el. Primul concurent din ediția de astăzi. Da, Ivan Lulenov, un rând de aplauze pentru el. Nu zadar vă spun asta, pentru că astăzi este ziua de independență a Republicii Moldova. Wow! 27 august. Suntem independenți. Oameni buni, felicitări cu această ocazie. Vă spun în calitate de prezentator și ne știi peste vreo 20 de ani în calitate de președinte. Și iar a spune ștergariu deasupra. Și nu o să mai vreți să auziți asta. Cine spune din sală câți ani a împlinit Republica Moldova pentru 20 de lei? Repede, 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 repede. Din sală, oprești. Înțeleg că vrei 20 de lei. Nu poți să calculă. Repede, repede, din sală. 23. Bă, cum 34? Cum 23? Vă știți că nu a fost independență? Pentru 20 de lei, repede. 32. Cine a zis 32? Daniel, 20 de lei, Daniel. Daniel, 20 de lei, felicitări pentru el. Asta 32 de ani, din 1991, suntem în 2023. Cel de-al doilea concurent de astăzi, care a dat o frază celebră în aceste clipe, Marin Madan, un rând de aplauz pentru el. Îndrăgit participant al emisiunii. Așa, bună seara, bine ați venit, domnul Marin. Bine v-am găsit. Marin este după o lansare senzațională. O să această... fit. No, nu, am nu, nu asta. Nu, nu asta. A spus senzațională. Senzațională, nu o să fii tu sunshine, nu trebuie asta. Apropo, a lansat un cântec în care mănânc harbuz, chestii. Marinaș, toată lumea e la Charlie tale. Felicitări pentru eu la Charlie vă poți să-ți dau și ții 20 lei, că zici cu trolebuz acasă. Marinaș, 20 de lei. Este. Aplauze pentru el. Cel de-al treilea participant în ediție de astăzi, Victor Vizitiu. Victor. Bună seara. Așa, Victor ar trebui să-i dau toți banii, că el e cel mai bogat, dar nu-i dau nică. Victor, apropo, noi am citit o frază despre tine în comentariile noastre de YouTube. Nu uitați, scris comentarii. Noi le îndrăgim, noi le apreciem, care chiar despre alții, naturii. Adică eu la tăti pun like, mie îmi plac foarte tare să citesc. Despre Victor Vizitiu scrie că freza lui Victor Vizitiu se numește cap de sculț. Nice. Are 8 like-uri asta. Dacă vreți, puteți intrați în ediția precedentă și dați și voi. Și dacă asta o să câștigi, atunci noi tot o să ne bucurăm tare. Victor Vizitiu, aplauze pentru el. Și de asemenea alături de noi astăzi Vladislav Sliusarenko, a.k.a. În trecut Valera Atcat. Lumea întreabă tot, dar când ați fi Valera Atcat? Spune că nu e de emisiune. Și despre Vlad este un comentariu. Propun o regulă nouă de fiecare dată când Vlad spune vrea să zică, să scoatem câte un Ștefan. Vreau să zic pasani, asta nu e. Minus. E așa aici scrie de parcă nimic personal, prostă zaibal. Așa că sperăm astăzi asta, să fie fără... Asta mama. Da, să fie fără vrea să zică, dar cu mult Ștefan pentru Vladislav Sliusarenko. Regula e foarte simplă, ca și în sezonul precedent. Pentru fiecare răspuns corect avem 2 Ștefan, pentru fiecare răspuns amuzant sau interesant și care oamenii reacționează prin aplauze și râste din sală, 1 Ștefan. Aha. Știu că nu-i drept, dar asta e viața. Și pentru fiecare răspuns într-aiure sau care nii nu-mi place, minus 1 Ștefan. Marin, nu te uita așa că-ți spun deodată. Nu te încolo mă uit în genul. Nu te uita așa grozna că nu-mi place. Provocarea. Noi am lansat o provocare la una din edițiile precedente că dacă emisiunea a acumulat 5.000 de like-uri, noi îl tundem pe Vania Lăsăi. Da. Vania n-a acumulat. N-a acumulat, a acumulat doar 2,6. De aceea, dacă emisiunea curentă ia 3.000 de like-uri într-o săptămână, cel care pierde azi îi face manicura. Care cu cel mai puțin puncte. Care cu cele mai puține puncte, îi faci manicura, Victor, ții, nu știu ce-ți faci, nu știu ce-și oai. Dar... Eu nu văd care, eu pot să pierd. Colorat. În roșu și o săptămână mergi tot timpul așa, adică asta este condiția, așa că dați noi să like filmăm. Noi chiar o să filmăm și o spunem, da? O să facem post-factum, o spunem cum cel care pierde, îi vopsim unghiile în roșu. Bun, premiul mare este de 1000 de lei pentru acest băieță. 1000 de lei! Văd cum vă lușesc cu ochii, 1000 de lei, 50 de euro.
Și totodată eu am să am o surpriză senzațională la final. Păi am pentru voi. Pentru voi. Voi nu uitați, dragi spectatori, că puteți trimite întrebările voastre pe adresa electronică care este aici afișată. Deocamdată nu e nică, dar mușa o să pune. Aha, ea ca omul a apărut. Care este aici afișată. Eu sunt Alexandru Ghețan și începem emisiunea Așa Bună Seara! Mergem! Muzică DJ! Bun, ca să dea răspunsurile corecte, băieți au nevoie de câte un clopoțel. Marinaș. Iată-l! Vlad. Victor și Deiș. Mersi. Ok, noi mergem Victor, la de aur ca să fie sub din stai. Da. Vezi peste vreo 5 ca ani. Ca să iei în gură la țigani. Nu, 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 dar plus unul lui Ivan, că a fost gluma bună. Nu, nu e bun. Da, e bun. E caroș. E caroș. Și minus unul lui Marin. Bă, lea, Marin nu te îndătorit de amuia, nici nu s-a început. Marinaș, uite-te înainte. Ei să vezi până la urmă când ai să câștigi. Ia-i să vezi, ei bogul. Ei bogul, nu știu. Ok, prima întrebare, băieți. Da. 2018, la data de 27 august, Calea Ferată Moldovei a făcut un comunicat care se intitula în felul următor. Sărbătorim împreună ziua ta și a Republicii Moldova. Adică pentru toți cei care erau născuți la 27 august 1991, Calea Ferată a Moldovei le ofere ceva. Ce puteți să le ofere Calea Ferată a Moldovei pentru cei care erau născuți la 27 august 1991, adică de ziua independenței Moldovei. Ivan Lulian. Calea Ferată, și asta. Calea Ferată avem granit. Cum se numește granit? Granit. Ceatra asta. Granit. Granit. Și Calea Ferată oferea la oamenii care au murit granit pentru plită, pentru nadgrob, plita. Băi, când mori, îți dăm plita. Adică tu crezi că îi muriu prematur sau cum? Adică... Calea Ferată dă și e și are. Aha. Și are și el în munt, cheatră. La mine mi-a plânat Dumnezeu mai mult decât a băftim luat. Și a dat cheatră să construiască, eu țin minte, că la noi și ne are nadgrobe. Cum se zice nadgrobe, Victor? De pământ. Eu n-am fost mort, nu știu. Băi, ai fost la vreo Paște Blăjinilor să vie, să bei cu oameni. Cum e, monument sau cum sunt? Monument sau ce? Cine a avut mai mult chetră de granit, el a fost cel mai uvajaimă, post-factum, dar respectat, așa, autoritet. Așa, adică la cei care erau autoritet, câte un sac de granit. Luz de Leonă. Nu, care s-au născut pe 27 august. Le-au dat Calea Ferată granit. Interesantă versiune, domnul Ion. Spuneți-mi, vă rog, dar dumneavoastră cum credeți că omul ăla dacă era mort? Așa. Cum se duce să iei cheatra? Eu cred că... Cu tren? Rudele lui. Rudele la... Cu tren? Da. Nu se poate așa să fie. El a murit și doar. Rudele lui s-au dus și au luat cheatra și au pus la... Dacă puțin el era mai jadnei, da? Mai zgârcit. Mai zgârcit, mai puțin cheatra luau. Cam cât îl dădea, că ești care e jadne, cam cât cheatră? 2-3 kg cheatră. Da. Da. Așa e versiunea de da. Eu am luat versiune mai ciucoasă. Da, vă rog, eu nu ți-a plăcut, da, Alexandra? Nu ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut. I-am înțeles. Da, când e bună, e bună, dar când așa câte o huinea de asta mi-a bună. Eu, acum eu spun. Domnul Vlad. Da, deci eu cred că el, Calea Ferată, avea multe șpale, da? Da, șpale. Și îi zăpizdeu o șpală, 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 reis, reis. Nu, câte un masaj, net-net, la pățani, cu șpală. Lua șpală de jos și... Da, da, da. Da, urâs acolo oameni, adică... Urâs, dar ei scutine. Să ai în vedere. Marinaș. Mai scurt. Eu mă aproape, dacă trebuie la ureche, eu... Vlad, spați sau... Da, da, da. Davai. Uite, eu luat câte un băț. Și la oamenii care, femeia nu era mulțumită, au pus câte un băț. Dar spune eu amuții. Minus 4. Dar tu numai pe mine scoți emisiunea asta. Da, da, bună versiune. Nu e corect. Nu e drept. Eu cred că Calea Ferată, ce știm noi despre Calea Ferată? Acolo sunt trenuri. Nu, zdob și zdub, da? Chișinău, așa. București. Așa. Eu cred. Ei, Bogu e drept. Ia. Cine s-a născut la 27 august? Zdob și zdub la corporativ, a cântat. Băi, la da, de naștere, nu la corporativ. Un punct pentru Ivan Lulianov, ok? Mulțumesc. Un punct. Nu, eu dar cine bună? Erai foarte aproape, te-ai pornit calea corectă. Fără glumă, te-ai pornit, dar te-ai dus pe urmă pe pșoi. Gata.
te-am pierdut. Am înțeles. Eu am o versiune așa destul de pragmatică, dar de să încerc. Zic că la ziua de naștere, așa? Lor le se oferie un vagon în care ei pot sărbătorească ziua de naștere. Păi, ei, vagonul tău. Da, este vagonul tău, fă și vrei. Vagonul restaurant. Și tu se acolo. Și mie, nu tu se iau, de ei l-au dat la mita al om. Mai vagonul meu, vagonul. Dai, dai, împinge cu așa, împinge. Da, da, da. Ei, hey, ho. Da, ca să dăm răspuns corect, parcă în contrabat. Vrei, în contrabat. Știi ce înseamnă asta? Da, ia nu, cam oia tu... Tu nu e diavolul da, specială să-mi pun. Marilor trăiește de amblea, zic și nu zic, nu. No, păi eu băbceam ați partid. Clopățel, clopățel. Nu, zic întrebare încă o dată, ca să înțelegem corect. Ce le putea oferi, ce le oferea în dar, care da. Ferata Moldovei? Da. Pentru cei care s-au născut la 27 august. Bravo. Băiat ascultător, ce puteți să le ofere? Real. Victor. Știind ce fel de loc și ce fel de oameni de regulă se tusuie pe la gări, unde sunt mulți oameni, gara feroviară le-a oferit oamenilor care s-au născut în ziua aceea posibilitatea ca nimeni să nu le fure portmoneile la gară. Posibilitatea ca... Spuneți-mi, vă rog, dar cum controlau? Asta contract cu țiganii a fost? Dar de ce deodată țiganii fur? Da, ia ca omul îți spune, uite. Le-a oferit un bilet gratis la tren. Până unde? Până unde trăiesc ei? Până... Până în Chișinău. Până nu le-a făcut... Zic că e bună, e bună, e bună. Până unde? Le-a oferit un bilet la tren, dar până unde? Până la graniță. E când arunc paharul în tine, am ușa să țipă din sală. Tak, eu spui răspuns. Ia că e răspuns aici. Da, cine... Nu, apăstă eu. Zic. Hai, mai înaș. Le-a oferit un bilet gratis până? De ziua lor. Da. Până... Dar de unde? Dar de unde? De la gară. Din Chișinău. Din Chișinău? Până... Chișinău-București, că am zis la zop și zdup, am spus. Chișinău-București. Adică tu crezi că de acolo s-a inspirat. Chișinău. Stai, no, când cum este mai târziu? Iași, iași! Două puncte pentru ei. Vladislav Smisarenko. Asta de fapt era ironie sorții, pentru că de 27 august, de 27 august, de ziua Republicii Moldova de independență, tu le dai la oameni posibilitatea să duc sărbătorească în Iași. Marin! Da, da. Ce tu iți în telefon? Eu un cunoscut din Germania, trebuie să-mi transferi niște bani. Marin, dar nu te chinui și nu știi, este aplicația asta, Profi. Cu aplicația asta poți transmiți bani din Europa în 55 țări a lumii. Serios? Dar Moldova precis comisiunea e prea mare. Nu, Marin, Profi nu e comisiune pentru transferuri din Europa în Moldova. Și persoana trebuie să duc la banc pentru a face transfer? Nu, te din telefon să faci, te din telefon. Da, eu am transmis așa prin metoda asta bani. Și acolo poți instantaneu 1000 de euro să transmiți, numai dacă prezinți datele personale. Dar dacă vrei mai mult de 1000 de euro să transmiți, atunci trebuie să prezinți document care atestă viza ta de reședință din Europa. Pentru a trimite banii, intri în aplicație, selectezi țara destinatarului și a expeditorului, introduci datele destinatarului și cardul lui și după care cardul tău. Și banii automat sunt convertiți și ajung la tine în câteva minute. Transferă instantaneu de pe card pe card? Dar cum? Și cu cel mai bun curs de schimb și fără comisioane. Știi, există mai multe modalități de transmitere, poți cu card european sau din cont bancar. De-am Google Pay, Apple Pay, independent și smartphone folosești. Da, în plus, pentru toți utilizatorii noi, partenerii noștri, oferă un curs promoțional care este și mai avantajos decât cursul lor obișnuit. Serios? Mai avantajos decât deja avantajos? Ei și fac acțiuni de caritate sau și... Băi, pare să fie așa. Marin, tu încearcă și să vezi. Geniu. Ok, două puncte pentru Vladislav Smisarenko, iar noi mergem la următoarea întrebare. Cunoașteți pe Stalin? Da. Stalin, dictator. Nu. Dictator care a făcut foarte mult teroare în Rusia. Chiar a fost o adunare în care el a pierdut niște alegeri acolo și toți care erau la adunare, puteți i-a omorât. A fost o conferință... Dar și așa se putea? Pe timpul lui, da. La și fost șamoi așa. Unde? La noi? La dânși. La dânși, da. Da. El a avut un discurs în cadrul partidului. Și unul dintre oameni o strănutat. Și atunci Stalin a oprit discursul și a întrebat, nu o spuneți din sală răspuns, și a întrebat cine o strănutat. Toți membrii din sală o amuțit, toți o speriat și un bătrânel a zis eu. Care a fost reacția lui Stalin?
Ia v șoc, te știu răspunsul? Mai scurt, Stalin, o strănută, nu Stalin, așa l-o strănută, nu Stalin, nu Stalin. Dacă așa pe mochi de cuțet merge. Nu, nu Stalin. Nu Stalin, așa. Dar tu câștigi, maladeț. E că cineva a strănută, Stalin întreabă, cine a strănută? Și am bine, eu, Stalin, și sănătos. Două puncte pentru Barima, da. Asta e interesant. Da. Două puncte Marin Madan. Marin Madan. Două puncte. Deocamdată are minus 1, cred. În total. În total, da. Aici așa smișno era, 3, poate. Nu. Se. Tu umbli iar la... La cuculeu. Două puncte pentru Marin Madan și aplauzele voastre. Noi mergem la următoarea întrebare. Ei, dacă e deștept, e deștept. Dacă e deștept, e deștept. Următoarea întrebare, Alexandru Comerzan. Îl cunoașteți? Ați auzit de el? Cei din sală, dați un râd de aplauz dacă cunoașteți cine e Alexandru Comerzan. Ok, suntem pe drumul care trebuie. El e primul bucătar din Republica Moldova care a câștigat la emisiunea Chef de Cuțite sau La Cuțite, ediție din 2019, sezonul numărul 7, 30.000 de euro. El în sezonul de atunci, adică a reușit să impresioneze jurații prin fel de fel de mâncăruri. Mușchiuleț de porc cu becon, sos de muștar, pătrunjel cu ciuperci, pizza cu mozzarella, cu somon afumat, creveț rucola cherry, Vlad bine pregătit. La... Vlad bine pregătit? Un Vlad, la... Vlad bine pregătit, un desert cu foiajar. Cu... Ștetea asta a costat 30.000 de euro. Întrebarea este în felul următor. Ce a pregătit el în prima ediție când a venit în fața juraților? Ce puteți să facă? Gândiți-vă că el e de-a nostru. Da. Gândiți-vă că e de la noi. Ce puteți să facă? Marin? Încă el... ce an asta a fost? În 2019. Adică pentru tine crezi că anul e definitiv? Da, da, da. Ca el să pregătească da, ceva. Da. Adică tu crezi că el a pregătit ceva care era în vogă în 2019? Nu. Nu era interesant în ce an. Marin! El a pregătit ceva, nu știu, și să mănânc poate dimineața, tipa ceva simplu de tăiat. Ce? Pâine cu unt. Niște ouă. Niște ouă prăjite. O prăjit răsărită? O prăjit? Da. Asta e tăiat răspunsul tău? Nu, cu... Cu sare. Cu ulei în tigaie. Nu, eu vreau să adaug la răspunsul. Da. El a... A făcut omletă, dar a pregătit borș. Adică nu, nu, borșul niciodată nu se pregătește, el se încălzește de ieri, nu? Aros! Lasă, Serenco, încă un punct. Ok. Om de familie. Om de familie, el știe da. Că se încălzește borș. Ce a pregătit? Marin a dat, Marinaș, un punct. Pentru ou prăjit, un punct. Dar încă ceva a pregătit. Apoi da. A pregătit ouă. Și... Cu carne. Nu, 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 nu. Dimineața, cum? Cu tost. Cu tostă. Și tostă e. Tostă e când și sănătos. Da, 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 da. Și sănătos și bea un ou. Vedeți ou cu? Cu roșii. Cu roșii? Nu. Cu sare și cu piele. Nu, asta da, da, dar încă ceva. Cu... E drept. Ou poșat se numește, dar asta ou... E țo poșat. Asta e țo când... Cum? Eu am uitat, ajutați-mă. Și vrei să lichești ce vrei să-i faci. Da, da, da. Nu, e ca iei ți-o pașor. Ok, da, am zis că ai un... Și ei, ce arăți? Nu, Marin, cu... El parcă arată cocosul, știi? Marin, cum arată, cum se pregătește iei ți-o pașot? Hai, spune. Nu, находиш пашот, а потом его яйцо и... Arășo, mulțumesc pentru tot rădușire. Da, avem ou pașat, adică ou prăjit, dar semi. Am pus, ai un punct. Dar, am mai pregătit ceva în afară de asta, că nu prost. Bună ziua, ou prăjit. El chiar a prăjit ou? Da. La București? Da, punde. Crezi la Chișinău și-l dus încolo? S-a dus cu dânsul de acasă. 100 de kilometri, plea, cu ou prăjit. Ok, cu ce? Cu ce vang? La noi... Vlad. Ai spus, hai spune, da, David. Eu am prost punct în plus și eu pot să-mi permit. Da, Vlad. Eu n-am punct și cred că să ies în minus. Victor? De regulă, ce se face la noi în țară? Ou prăjit. Ori cu cartofi prăjit, ori cu cartofi se amestecă cartofii de ieri, ori cu jumere sau faci fasole. Eu cred că cu fasole. Cu bancă de fasole. Da. Asta e English breakfast asta, deja. Asta e cunea, da, asta nu e drept. Spune cum e la noi, el nu-ți da, fii atent. Măliga, o faci. Da.
pe urmă, o leași să întărească, o tai așa filioară, o prărești alea pe tigaie cu niște untișor, o pui așa pe farfuric și bagi ouă pe șotul și el dă la om, poftim, na. Na, sasi. Na, sasi, poftim, poftim, scumpa mea, mănâncă, e că așa. Nu-i bun? E bun că tare asta de mâncat, dar... Dar e ca așa ca indiciu, nu era carne. Nu era carne, nu. Nu era carne. Nu era pâine. Ah, ou prăjit cu ceai. Da? Nu, ah, el a făcut, el le-a uimit pe tăți. El a prăjit ou cu găină și a spus cine era mai devreme. Un punct, Ival Lilienov. Nu-i corect. Nu, nu, deocamdată nu. Ou poșat, adică și încă ceva. Băi, ce merge cu ou? Gândiți-vă, ce ar pâine, merge? Pâine, băi, pâine. Băi, dar sincer, pentru năstrăine un 50 de coniac, așa. De dimineață, de dimineață. Ce este pentru năstrăine? Băi, niște brânză de oaie așa. Dar nu-ți prăjește brânză de oaie, nu-ți prăjește. Nu-ți prăjește, dar nu-i bună. Vlad a început corect. Am o spune rasă sau felii sau cum era. Nu, nu, nu. Deci e brânză de oaie, caș, caș, e, da? Da. Și tai așa frumușel, așa ușurel, așa tai filioara. Și o pui ca așa ea, pui ouă deasupra și îi spui, na, mănânc scumpa mea. Băi, asta parcă a fost, nu? Tu ești așa. Asta cu pâine, asta măligă a fost. Eu, blea, încercă-te ca așa ea. No. Verdeață era așa. E o legumă. Hai. E... Chiper. Patlajică. Bostanel. Vânătă. Castravete. Nu. Patlajică, spune. Dar ceva și se mănâncă. Pizdon. Cu pizdon. Un bun Victor vizitiv. El a pregătit ouă și un pizdon. Ce a spus? Ce a spus? Băi, operator, vină cu oameni. Servetă cu plăcere. Domn Scarlătescu, vedeți cu ei, dar cu ce e ouă? Pizdon. Dar cu ce e ouă? Dă-mi aproape să spun cu ce e ouă. Cât cuțite ai pentru mine? Trei. Pizdon. Da. Ceva care noi mâncăm. Cu pizdon asta e versiorul cu pizdon. Dai, noi mâncăm, de obicei, bre, numai și cunia nu mâncăm. Stop. Indiciu. De obicei nu mănânci de întregul, dar e chisat. Usturoi! Pireu. Încă un punct pentru Marie Madan. Pireu. În total, două puncte pentru Marie Madan. Felicitările noastre, cea de trei întrebare. Marina, apropo, a ieșit deja pe plus. Să-l felicităm. Marina la zero. Datorită vouă. Are deja plus un punct după calculele mele. Felicitări, noi mergem la următoarea întrebare. Scuzați, dar da, piureu cu ou și noi... România așa, blea, în finală, da? Asta, cineva a mâncat piureu cu fasoli, cu ou? Asta și gustos? Cu ou poșat, da. Asta e sразу final. Băi, cartoașa asta... Eu așa m-am surat. Eu așa anală. Dar puteți câștigi 30.000 de euro. Piureu pentru sănătate, asta e crahmal, asta nu e gustos, asta nu e... Da, dar el... Era ceva interesant piureu, da? Din cartoașa. Era piureu cu lapte. Cu fum? Cu fum? Piureu cu fum? E fum, da. Da. Bă, pățani! Era piureu, bă! Apreciat, bă! Piureu, Vania. Da. Piureu pat calian era. Pat calian? Calian e piureu. Da. Calian na malache или на пюре? На пюре. Și când trageau... Ce plină, mă? Garcești. Bun, următoare întrebare. Circa 10 ani în urmă, Andrei Bolocan pe atunci avea o emisiune în Ministerul Adevărului. Așa. Și îmbla pe stradă, prin parc, și recita versuri de Mihai Eminescu și întreba oamenii ce credeți despre versurile astea. Adică a fost odată ca în poveste, a fost ca niciodată și doamne, zice eu, zaibisi. Așa. De ziua culturii. Da, de ziua culturii. Am înțeles. Și la o doamnă el s-a apropiat și a cântat ceva în limba rusă. Așa. Un verset. Și doamna a zis, frumoase versuri. Versuri încântătoare. Versuri de viață. Crezând că e din Eminescu. Da, era în limba rusă. Am o întrebare. Din și versuri sau ce-o cântat Andrei Bolocan? Ivan Lulinov, eu cred că Vladimirski Central. Dar cum? Hai să vedem. Hai cânt o leacă și eu o spun. Dar în română a cântat sau în rusă? Nu, rusă. Și eu o zic frumoase versuri. Dacă a spus că versul, i-a spus Vesna опять пришла. Primăvară iar a venit. Nu, în rusă chiar. Chiar el, da, chiar și Eminescu scria în rusă. Dar el i-a spus în rusă, înțelegi? Serios? Doamne, și doamna a zis frumoasă vie. Весна опять пришла, все лучики тепла. Да хоть он здесь, твое окно. Опять защемит грудь. Бля, chiar e frumoasă. Cântec de viață. Cântec de viață, dar mai departe nu știu. Ok, Victor, ce crezi că a cântat? Nu asta. Nu, da. Dacă sincer, eu am răspuns corect.
din start vă spun. De unde? E de unde? Că eu am fost acolo. El era doamnă. El era doamnă. El atunci era doamnă, s-a schimbat pol. Tu ai fost în Thailanda? Eu? Nu. Hai spune, da, dacă știi... Dar și îți pare că m-ai văzut în Thailanda când ai fost, odată trecută. Da, când te tărpânim. Da, spune. El a zis că где лучшие тусовки у нас в клубе, где лучшие подруги у нас в клубе, где люди живут хип-хопом у нас в клубе. Două пункты pentru Victor Vizitiu. Ищи меня в клубе. Într-adevăr, chiar asta și-o spus, că где лучшие тусовки ждем. Да, да, да. Eu zis, frumoase versuri, versuri încântătoare, versuri de viață. Da, ce pentru că ea a fost la club în sat, știi, ești club. Și ea, blea, real, în club la noi a fost frumos. Lucii tusovki, da. Bravo, Victor Vistiu, două puncte și noi chiar acum aflăm care sunt rezultatele preliminare, dar după ce auzim jingle. După primele patru întrebări, Ivan Lulenov, Ștefan. Trei Ștefan. Victor Vizitiu, 3 Ștefan. Marin Madan, 4 Ștefan. Pe plus, pe plus, pe plus. De unde? De unde? Băi, nu știu de unde, amuși rezolvăm. Victor, nu te, că amuși rezolvăm. Și până în prezent, Vladislav Sliusarenko, 6 Ștefan pentru Vlad Sliusarenko. Iar noi mergem la următoarea întrebare după jingle. Bun, avem cine dintre voi a citit opera Povara bunătății noastre? Opera Povara bunătății noastre de Ion Druță a fost publicată în 1963, opera. Și începem în felul următor. Într-o zi de primăvară, sosește în ciutura... Și face... Sosește, ai înțeles? Sosește unde? În ciutura. În ciutura. În ciutura. Asta este localitatea în care are. În care sosește. Da, păi drept, nu? Marin. Băi, show de cultură, băi, show de pedență. Hai. Sau poposește. Poposește? În ciutura. În ciutura. Ciutura, localitatea în care are loc toată acțiunea din opera Povara bunătății noastre. O sosit. O fiară foarte mare, un câine o sosit. Mai corect fi spus. Băi, dar câinele și cum sosesc ei? Pe pani, nu? Treabă cu pani. Vine în patru, știi? Da, eu am venit. Am știi, arunci un băț la câine, apoi e ca asta. Și dulăul ăsta, câinele ăsta. E o cățea, e adevărat. O sosit o cățea. O cățea. Foarte, o să... foarte mare. Un duleu. Și? Care oamenii au hotărât că-i trimis de Dumnezeu. Câinile. Câinile. Cățeaua. Божественно, божественно era. Băi, eu ascult întrebarea, scuzați, vă rog. Cățeaua era trimisă de Dumnezeu ca să-i apere pe oameni de haitele de luchi. Aha. Amu, cățeaua asta s-a oploșit în ograda lui Onache Cărăbuș. Ce o făcut ai, brăt? O ploșit în ograda lui Onache Cărăbuș. Eu sunt că pe sosit în stau, brăt. Întrebare foarte... S-o oploșit, adică... Oploșit. S-o închidicat. Se stabilește cu traiul în ograda lui Onache Cărăbuș. Onache Cărăbuș, asta e... Carabinier. Carabinier, da. Cărăbuș. Și care întrebare prost? Mai departe. După și câinele, care o chema Molda, apropo. Молда, Могова типа. А. Энчинстя ла Мол, Ваня. Ну. Энчинстя ла Марадона, Молда. Марадона. Сначала ради Диего. Оля. О сусит, după ce o susit Молда la dânsul în ocol, în ograda. Aha. Marin. Mai dați sinonime. După ce a venit Molda la dânsul în curte, toți oamenii au început să-l trateze cu respect. Chipurile, câinile ăsta, uite, duleul ăsta mare, cățelul ăsta foarte mare, la dânsul în gospodărie s-a stabilit. După vreun an, Molda a început să urle, a fugit din pădure, în pădure și nu s-a mai întors niciodată. Întrebare, ce s-a întâmplat a doua zi? După ce s-a dus în pădure, da? Câinile, au început câinile.
au început a urla. Da. Și-au fugit în păduri și nu s-au mai întors niciodată. Deci și întrebarea. Ce s-a întâmplat a doua zi? După ce s-a dus Molda în păduri. Da, după ce s-a dus cățeaua în păduri. Căroce, eu cred că câinele stătea normal, stătea în patru labi normal. Și într-o zi o văzut un om care a venit la un copac și a făcut așa ea. Și eu zic, bă, pula, eu mă duc, bleat. Adică tu... Nu, dar vezi? Nu, dar s-a râs, nu? E, da, dar restul? Tipa că... Tipa că, ca și cum omul a făcut ca câinele, știi? Ca câine, Pipi, Pipi câine. A făcut ca câinele. Noi am înțeles. Respectiv, câinele trebuie să facă ca omul, dar câinele și-a făcut, s-a dus. Asta pentru că dacă iubești, lași. Da? Și te duci, ești laș. Eu am versiune. Da, Victor Vizitiu. Nu degeaba câinele avea numele Molda, asta e simbol. E simbol, e drept. Asta semnifică țara noastră. Și s-a întâmplat, oamenii au început a grăi în rusă, îți ducă la placat ișor, întorceți alt ișor și câinele și-au zis, ce zi, nahui, mă duc la voi. Adică tu chiar crezi că câinele era așa profund? Era? Da. Avea filozofie de asta, valori, era pe... Da, eu așa cred. E când schișep pe copac și crezi că nu, ștergi? Asta plat să schișep. Căroce, a venit stăpânul și a zis că noi de azi nu suntem prieteni. Ei. Da, la Molda. Așa. Și Molda a zis că eu m-am supărat pe tine, mă duc în păduri. Dar prima trebuie să urle. A făcut, a eu știu legenda asta. Am auzit la școală. Vani, tu ești Ion Druț, pur și simplu Ion Druț are musteț, da? El e, da? Are da, musteț. Da. Las ieșa. Căroce, uitați-vă. A doua zi, în satul acela, a venit Van Damme. La Ivan Morgan. Stai, a venit, blea, nu mă întrerupe. Eu nu te-am întrerupt. Căroce, a venit Van Damme în satul acela. Și Molda a mușcat pe Van Damme. Așa. Și a era și... A avut în gură o bucățică de Van Damme și se numea Molda Van M. Molda Van. Și pe urmă, Molda Van M. Okay. Au schimbat. Bă, dar tu ești... Da, eu pur și simplu vreau să adaug la dânsul că Van Damme când a venit pe două tiruri. No. Și Molda a mușcat de... Spate să completez. Da. Tu ai omis un moment. O mușcat de coai și Van Damme a rămas cu două. Da. Păi iaca, el a omis un moment foarte important. Molda a urlat. De ce a urlat? Că Van Damme a mușcat-o înapoi. Și de asta, așa Van Damme. Și el a mușcat-o și eu a urlat. Și s-a dus în pădure, a fugit. Am o întrebare pentru tine. Da. Și tine care ai ținut versiunea. Da. Da. Molda l-a mușcat de ou. Da. Și a fugit. Întreba, a fugit cu oul în gură? Nu, a așteptat că comerzant să facă pe rău. Alexandru, noi te respectăm, noi, ca să înțelegeți, noi respectăm toate personalitățile ever. Dar cu oul în Molda, așa ceva să faci. Ce se întâmplă aici, asta e show de umor. Bă, nu o luați în serios, că mușe mă nu duci pe la restaurant. Eu ca moldovan adevărat, eu știu că oul se mănâncă pe rău, da? Da, el s-a dus acolo și pe urmă când a venit în Moldova, a zis că, blea, hrănei pe români cu oul lui Van Damme. Vania, o merită un punct. Eu vă spun încă o dată, Alexandru, noi te rugăm, nu lua atât în serios, că ăia să ne ducem la dânsul la restaurant, azi ne ducem și să ne strucească pe mâncare. Ei, tu ai fost, el are restaurant? Da. Cum se numește? Good. Good? Da. Good. Van Good. Eu n-am fost la Good niciodată. N-ai fost, dar vrei să... Apropo, acolo și mai populară mâncare sunt ouă. Ouă? De să ghicesc cu șis. Da? Sau de acuiz. De acuiz. Da, da. Ok. Bun, nu sunt... Da, Victor. Există așa o metodă de lecuire în popor. Când povestești. Da. Când trebuie să trăiești mai faceți abiet chestii. Trebuie să faci niște ceișor. Spune. Victor, spune. Asta și e scurt clar și cuprinzător. Victor, te rugăm. Cine știe că în popor spune că atunci când ai tuberculos trebuie să mănânci câinic să te lecuiești. Aha. Și mușecul ăsta o tușit de două ori și Molda schiet. Nu, nahui. S-a dus, da. Și că vreau să mă mănânci. Da, eu aș pune un punct. Căzați versiune. Versiune, dar e interesant. Deși oamenii din sală 2 știu că tuberculozii și trebuie să mănânci câine. Victor, o frumoasă versiune. Pur și simplu, nu pun punct aici, nu e... Bă, ai fost eu aveți să spun. Da. Mulțumesc, Vlad. Bă, vrem un indiciu. Foarte complicată întrebare. Nu s-a întâmplat nică cu cățaua. Dar oamenii au aflat o noutate.
Despre cățeaua sau în general? Nu, în general, în sat a două, adică de obicei când un câine face urlă, schelăie sau se întâmplă un cutremur, se întâmplă o nenorocire de obicei. Da. Respectiv, eu am anticipat o nenorocire care s-a întâmplat și respectiv oamenii din Ciutura au aflat a două zi despre ceva, despre un eveniment important care s-a întâmplat. Ce eveniment? Da. S-a născut Iisus. Cum? Da, adică tu chiar crezi că acțiunea se petrece la începutul secolului 20? Dar pe Iisus poate de mai multe ori, noi asta nu știm. Vreau să zic că am un răspuns corect, pentru că ceva este legat de râu. De care? Prut. De râu Prut. Tu spui oricare râu al știi? Sau? Da. Râul Prut s-a revărsat, vreau să zic. Și era potop în satul Șelă. Și când s-a dus de satul Șelă? Mai global. Încă mai global. Da. Brățic, ei erau trimis să lupi cu lupi, da? Ei apăra pe săteni de lupi. De lupi, da. Da. Și când eu urlat și s-a dus, a doua zi au venit lupi, oi, lupi! Nu, au venit calancea. Apoi asta am vrut. Un eveniment foarte global, foarte mare. I don't know. A fost. A, adică... și el știe ca și saluturi, dacă ne suntem de saluturi. De ce a fugit? Ok, un punct pentru... Dar el l-am ajutat. Că l-a ajutat, dar el e buiar. A fost potop. El mai spus, versiunea asta, minus un punct. Nu, vezi, Marin, poți completezi, Alexandru. O zis potop, o zis ceva mai global. A fost potopul global. Potopul global a fost. Bă, dar și poate să fie mai global decât potop? Ceva care... Război. Război, s-a început război. Care? A doilea război mondial. Nu, cu rușii, cu Transnistrianul vine. Războiul Reșii. Nu, a doilea război mondial. Da, războiul otoman. Ba nu striga stăți cu... Da, Ical sau e Șerbinte? E război, clar, dar nu ați spus încă niciun război. Nu, ați spus războiul Reșii. Ical sau e Șerbinte? E Reșii. Războiul Reșii, Reșii. Secolul 20, da? Început secolul 20. Am înțeles. Care război? Cum știi și asta? Dar eu nu știu care război. Stop, asta era în Hiroshima, cumva? Da, Molda era în Hiroshima. Războiul intern. Revoluția, tipa... Leninistă. Băi, război aici. Dar este Transnistrian care la noi a fost. Război Transnistrian. Secolul 20. Stop, pauză. Da. Marin. Da. Cartea e scrisă... Băi, ca la oamenii, ți-am spus. 1963. Înțelegi cam când de atunci. Războiul Transnistrian, Marin, te rog, tu să mă ajuți. Da, 2000. Când a început? 1992. Spune-mi, te rog. Era în pregătire. Cățeaua asta. Era în pregătire. Eu presimțit. Era cățăvanga. Era cățăvanga. Eu văzut. Eu presimțit. Era chiar. Proste, eu presimțit. Un bun pentru Marin Ramadan. Ia ca așa, ieri, băi. Ce război? Care? Războiul Rece. Războiul Rece. Cu românii. 1860. Dar ce fel de război mai sunt? Hai. Ok, secolul 20. Primul război care îl cunoașteți din secolul 20. Primul război mondial. Primul război mondial. Într-adevăr. Cățaua a început brusc să urle, a fugit în pădure, fără să mai întoarcă vreodată și a doua zi oamenii din Ciutura au aflat că a început războiul întâi mondial. Două puncte pentru Ivan Lilienu, iar noi mergem la următoarea întrebare! Câinele s-au dus și partizan. Bun, bătălie, este cineva din Cahul? Cahul, bratan. Băi, eu de raionul. Ești un artist? Eu am trăit alea în Cahul. Înseamnă că, dar eu mă concentrez ca tu să iei două puncte. Davai. Bătălie de la Cahul a fost în anul 1770. A fost cea mai importantă bătălie de războiul ruso-turc din 1800. Nu, asta nu contează. 68-74. Iar autoritățile ruse au câștigat războiul ăsta împotriva la otomani. Respectiv, la Sankt Petersburg, în Țarskoe Selo, a fost pus un monument care se numește Obeliscul. Șase riscul. Un punct pentru Victor Vistiu. Dar data viitoare, dacă mă întrerui și nu-i de râs, minus un. Obeliscul Cahulului. Opa. Obeliscul Cahulului la ordinul reginei Ecaterina a II. În 1930 un om scrie că, băi, ghidul care este despre Țarskoe Selo
interzice să faci ceva în apropiere de obeliscul Cahulului. Ce era interzis să faci în apropiere de obeliscul Cahulului? Era interzis tichiș. Dar până atunci atât... Vreau să adaug. Era interzis ticaș. Dacă ești pasăre. Era interzis ticaș dacă ești pasăre. Dacă ești goronin. Da, mă fac că nu te-am auzit. Dar cine verifica că ești pasăre sau nu? Erau centre de verificare. Știi cum când iei, când zagram pasport ei sau te duci la viză la America. Și acolo tu spuneți, vă place răsărită? Da, îmi place. Spuneți, vă bomje, vă mănânc sau nu? Câteodată vor. Spuneți, vă rog, aveți arichi? Nu am, nu sunteți pasăre. Adică asta era definitor. Da, era centru de... Sau când intrai pe site și trebuie ceva să îndeplinești, ancheta. Puneai bif, eu nu sunt pasăre. Da. Ești robot sau nu? Așa era pasăre, nu. Robot, da. Dacă ești pasăre, este interzis să te cași asupra obeliscului Cahul. Restul te spate, la pasăre nu spate. Deci, și la oamenii nu se interziceau pentru că oamenii nu zburau. Dați facem un pic de clarificare. Obelisc? Există oameni din Tușeni. Obelisc, Marin. Obelisc așa e... Că nu că nu obelisc. Nu obelisc, da, obelisc. Da. Obelisc. A. Obelisc lângă obelisc, poate să spui. Dar poți să spui. Obelisc. Un fel de... Ai văzut piramida cum arată? Da. Tot așa, dar obelisc. N-am înțeles. E un monument așa foarte înalt și o leacă scusit la capăt. Știu, știu. Și era interzis fact? Și așa este dânsul. El era destul de înalt, dacă vrei, tare, marinaș. El o înțeles și respectiv, el are răspuns corect. Și era sui pe dâns. Eu cred că era interzis ceva legat de istorie. Era interzis împrejurul lui să faci război ruso-turc. Chiar era tabliciu. Error. Eu cred că lângă dânsul el era împotriva la războiul care turșii au atacat moldoveni și era interzis să mănânci kebaburi lângă dânsul pentru că asta deodată era incultură. No, haideți băieți să gândim așa, mult mai practic ceva. Ce poate fi interzis lângă un obelisc? Să te parchez. În secolul 20. În 1830 vine unul cu Honda, dă-te-i la o parte. Să-l vandalizez. Cum? Dar restul monumente spate. Să-l vandamalizez. Ce puteți fi interzis să faci lângă monument? Să arunci cu ouă. Pe care le-au pregătit? Alexandru Comerzan. Ceva. Noi... Ai indiciu, te rog frumos. Da. Des și la noi este interzis să faci asta prin parcuri. Dar în schimb nu este interzis să faci asta pe stadion. Să joci fotbal. La ibiți. Și chiar crezi 1830 te jucau lângă obelisc, astea sau era marginea de la poartă obelisc. Să alegi prin prejur. Și fac pe stadionul fotbal, da? Când? Era cânte. Interzis să cânți lângă obeliscul. Dar și cânte, că e important. Ai Moldova. E cam pentru moldoveni că a fost. Nu, era interzis să fumez. Da, la fotbal, proastă, pe stadion, tăți 11. Eu personal așa am făcut, ca bă. Marin, tu ai dat din clopoțel. Nu. Și spate. Era interzis și spate. Stadion spate de făcut, dar în parcuri des nu spate. Ce? Să alergi pe gazon. Să alergi pe scal și pe iarbă. Da, două puncte pentru Victor Digitiv să calci iarba, era interzis. Yes. Asta era una din primele indicații. Doi Ștefan pentru el, iar răspuns, noi... Am răspuns, încă un, adăugător. Dacă nu-i direcție, minus unul deodată. Da, dă întrebarea. Ce era interzis să faci lângă obeliscul Cahul? Dar să faci pe stadion. Dar să faci pe stadion. Patcat. Normal? Minus unul. Noi mergem la următoarea întrebare după Jingle Day. Bun, noi haideți, o să mergem spre aproape ultima întrebare. De ce? Pentru că eu v-am spus că am și o surpriză pentru voi. Da. Sfârșit. Și eu vreau să o facem surpriză neapărat. Ziua Independenței. Ce? Azi e Ziua Independenței. Da, este Ziua Independenței, într-adevăr. Marin Madana are dreptate.
nu-mi place spune asta, dar am una dreptate. Din puținile ori când are dreptate Marima Dan. Cum a făcut-o, nu știu. Habar n-am. Bun, eu am în față un pahar, băieți. Dar voi la viața voastră ați văzut vreodată cum arată un pahar granovăi? Da. Sau cum? Granionă. De aproape am văzut. Da, granionă. Din granit care de tips? Da. Nu. Ce? Nu, Vani, dacă bei din granionă, te așteaptă granitul. Am înțeles. Pahar granionă de tip sovietic. Da. Știți cum arată el? Da, de 100 de grame. Mai mare, 250. Da. Aici o să fie fotcă. Da, aici o să avem fotcă aici așa, unii mâna mea și o să fie fotografie. El a apărut la 11... Dar când ați simt? Am ușă, în 10 secunde să apară, Vlad, ok? Primele pahare de tipul ăsta au apărut încă în perioada lui Petru I. Da. Pentru că erau necesitățile de flotă marină, adică oamenii foloseau paharele astea în flotă. Dar, aici care le cunoaștem noi azi, APU a fost create 11 septembrie 1943 pentru prima oară. Diferența dintre cele și acestea e că cele noi, granovei sovietice, apau la capăt, așa au cercul ăsta care nu te jâmbezi la față când și când Joker bei. După asta. Nu și Joker după asta. Și le poți folosi chiar și oamenii de zi cu zi, nu numai pe front. Da. Acum întrebarea este în felul următor. Voi știți cum arată paharul ăsta? Da. Voi știți că el are pe dânsul linii? Întrebarea este, conform sovieticilor, propagandii sovietice, ce simbolizează liniile de pe paharul granonă, granovei? Marin? Fașism. Și noi bem din fașism? Erau, e ca, ia. Spune, te rog, tu știi cum arată liniile acolo sau? Masoni. Da, Marin la geometrie. Asta e fașism, tot asta și făcând. Bă, liniile sunt așa, bă, liniile drepte, Marin, ia că așa stau liniile. Drepte, așa? Una lângă alta, drepte. Nu e ca, tu ai crezut că aici, totuși. Drepte. Eu am o versiune. Liniile sunt paralele și asta simbolizează... Paralelism. Cum oameni, cum conducerea linii e paralel față de oameni. Adică simbolizează că... Pohuism. La conducere e paralel de oamenii care... De oameni, adică, băi, de să bem clorul lipohul. Da. Marin a fost aproape. Marin. Germania, de Germania, simbolistica germană. Svastica. Da, linii drepte, paralele, asta e svastica. Mai zic că e costumul care era la evrei. Da, în ce an asta era? 1943. Asta simboliza simbolistica masonilor. Da, triunghi. Păi, știi cum arată liniile, că nu înțeleg. Linii drepte. Și ca și dăm pahare, tu trebuie să te pricepi. Adă-ți aminte, te rog. În pahare plin, în pahare goal, nu se pricepi. Alexandru, da. Am variantă, dar vreau să discutăm puțin. Da. Așa, granione stacan, granione, din cuvântul grani, da. Că au avut graniță. Uh-huh. Și asta însemna că Uniunea Sovietică are graniță și trebuie să le știi unde-s. Și tu ești ca în paharul ăsta și nu poți să te duci nicăieri și să știi mereu asta. Eu am două versiuni. A intra în pahar înseamnă... A intra în granițele lui. Da. Și nu ieși niciodată. Adică de aici vine expresia că a intrat în stacan. Da, da. Că nu ieși. Eu am două versiuni, vă spun una după alta ca pe, să nu le scăp. Să nu le uiți. Da, vreau să zic că dăva. Prima era versiune. Era că ele aveau toate linii, da? Da. Și când apucau, și când șocneau din trânsile rachiu, și când le ridicau, apăra linii, arătau direcția spre fașism, spre ușidere bazuca. Înțelegi? Asta e brighe prima versiune. Dacă nu e bun, eu spun a doua. Era granionă de atâta că, dacă, de exemplu, vineai de la război și, Doamne ferește, ești orb, știi? Și dacă vineai așa, de exemplu, își puneai mâna, tu trebuie să știi că asta cu granionă și asta ca și cum că de-a tâi, dar nu-s de-a cia, înțelegi? Că-s oamenii tăi. Da, că-s oamenii tăi, înțelegi? Versiunea e faină, de fapt. Versiunea e faină, da. Dar la test de pohui. Bravo, Vlad. Ok, e un punct pentru Vlad Suferin, care a fost tare logică. Da, Victor Vistiu. Eu eram, mă scuz. Tu erai și ești în continuare. Mulțumesc. Da. Granione, granițe, liniile astea simbolizează hotarele dintre toate republicile care le-au adunat Uniunea Sovietică. Așa. Uniune. Și înseamnă că și simbolizează fiecare linie în parte? Stat. Fiecare stat, fiecare regiune, fiecare țară. Federație, fiecare federație, fiecare țară. Vlad, eu asta și spunem, ca bă, fiecare linie, astea potau între țări. Simbolizează liniile de flagul Americii. La el e acolo, n-apoi. Ok, un punct pentru Marie Madan și două puncte pentru Victor Vizitiu, care a dat răspunsul corect.
propaganda sovietică spunea că acolo erau 14 și 16 linii și simboliza, știți că erau 16 republici unionale. Da, da. Respectiv simboliza fiecare dintre aceste republici avea. Doar că știți că la un moment au fost 15. Și noi am fost o perioadă, nu am mai fost cu ei. O trebuie să formăm stacanul așa. O linie s-o taie. Da. Respectiv propaganda sovietică spunea că fiecare linie simbolizează una dintre republicile unionale. Cine o să are cei mai multe puncte de la emisiunea aceasta, o să fac manicură. Dacă nu, o să avem puține. Cel mai puține. O să fac manicură. Vă aduc aminte, dacă puneți 3.000 de like-uri, da? 5.000 era. 3.000 de like-uri, timp de o săptămână. Aceasta a fost întrebarea, unul de aplauze la voi. Și noi urmează să aflăm care sunt rezultatele. Bun, înainte de surpriza care eu v-am creat-o, băi, pentru voi special, de ziua independenței, cum spuneam, Mariu Mădan. Hai să vedem. Ivan Lulenov are 6 puncte la activ în ediția de astăzi. 6 puncte la activ. Stai, da, să vedem acum. Arată unghiile. Următorul în acest top, în această listă, 6 puncte la activ are și Vladislav Slisaren. 6 puncte la activ. 8 puncte la activ are Victor Vizitiu, 8 puncte. Și cel care face manicura roșie, Marin Mădan, 5 puncte la activ. Marin Mădan. Dacă o spuneți, 3.000 de like-uri. 3.000 de like-uri, Marin îmblă cu manicură roșie, timp de o săptămână. Într-o săptămână trebuie să acumuleze 3.000 de like-uri. Da. Și timp de o săptămână... Băi, cu snim o săptămână jumătate, nu-i problemă, așteptăm. Eu pentru asta ați gata. Băi, facem video și îl punem în următorul episod. Băi. Și o săptămână întreagă, Marin, condiția că îmblă cu manicură roșie. Nu s-o termină joacă. Tu ai pierdut, gata. Dar asta e ultima întrebare? Da, pentru că avem mai departe surpriza. Da. Victor Vistiu este câștigătorul. Este câștigătorul ediției de astăzi, cel care primește 1.000 de lei. 1.000 de lei. Aplauzele voastre, muzică. Victor Vistiu, 1.000 de lei. 1.000 de lei pentru Victor Vistiu. Felicitări. Merci. Felicitări, cadizoa. Dar Victor. Surpriza că el e falsă? Nu. Surpriza este în felul următor. Noi propunem special, pentru sezonul numărul 2, eu ne-am propus de fapt, să mai avem încă 1.000 de lei în joc. Opa! Încă 1.000 de lei în joc, doar că noi vom avea întrebări blitz. Aha. Care este condiția întrebărilor blitz? Eu îți dau întrebarea și tu trebuie să-mi dai un răspuns foarte rapid. Mm-hmm. Pentru fiecare răspuns corect, tu primești 100 de lei. Pentru fiecare, okay. Adică timp de un minut tu trebuie să răspunzi. Și dacă fiecare, greșit, îți iei 100 de lei de acolo. Aha. Adică tu s-ar putea să te duci în câpidătorie acasă. Dar așa cum eu sunt cinstit, îți propun să jucăm acest super joc. Dacă ești pregătit, Victor? De eu nu sunt pregătit, dar... Davai, Victor, davai! Victor, super joc! Bun, super joc cu Victor Vizitiu! Aplauzele voastre, muzica și noi câteva clipi începem! Cine se poate? Davai, eu sunt gata! Pe timer, spui că când, Alexandru? Îmi spui tu unde-i în 3? 3, 2, 1, pornim! Victor, în ce an s-a născut Ștefan cel Mare? 1437. Nu, asta anul minus. Când în Moldova este iarna, ce anotimp este în Australia? Tot e iarna. Nu, e vara. Aha. Grigori Vieruc a avut visul să ajungă, dacă visul unora era să ajungă în cosmos, visul meu era să... Știu și eu acolo. Minus. Era să trec Purutu. Capitala de sud a Moldovei este? Cahul. Plus un punct. Cât costă o călătorie curtiera de la Chișinău la Bălți? Până la 100 de lei. Minus 102 lei, 41 de bani. Nu mă vrei să spun. Cât costă un bilet la concertul Bowling a Stand-up of ca din 9 septembrie? Depinde presa el sau normal? Normal. Cel mai ieftin sau cel mai scump? Cel mai ieftin. Cel mai ieftin era, mă tinc, 160 de lei. Minus 260 de lei. Minu, dat 160. În ce an a fost finalizată construcția Palatului Nicolae Sulac? În ce an? 1943. Minus 72. Aha. Cum se numea bulevardul Ștefan cel Mare în perioada țaristă? Bulevardul Lenin. Leninski prospect. Stop. Minus. Milionnaia. Stop. Milionnaia? Da. Dar ce? Toate rubla la vă. Da, și eu știu de și. Da, așa se numea. Hai să vedem. Câte răspunsuri corecte a acumulat Victor Vizitiu? 1. Bravo, Victor. Câte răspunsuri greșite? Restul. Clar, rest. Întoarce la bază. Dă-mi, dați-i 100 de lei.
stați o leată. Dacă unul corect și șapte greșite, facem o matematică, asta înseamnă 1100 minus 6, înseamnă când dai 600 de lei și îți lăși 400. Câștigătorul din ediția de astăzi este Victor Vizitiu, 400 de lei la activ. Noi vă readucem aminte că a fost emisiunea Așa, bună seara, jucătorii concurenți de astăzi. Vladislav Slusarenko, râd de aplauz pentru Vlad Slusarenko. Avem aici Ivan Lulenov. Câștigătorul ediției de astăzi avem Victor Vizitiu, 400 de lei pleacă acasă și marele câștigător care pleacă cu manicură. Puneți like. Marin Madan, dacă acumulează emisiunea, 3000 de like-uri. Eu vă readuc aminte că este emisiunea Așa, bună seara, sezonul nou. Mulțumesc că ne urmăriți, este emisiunea în care ceea ce se întâmplă azi, mâine să fie deja istorie. Eu sunt Alexandru Ghețan, iar eu vă spun la revedere. Felicitări, Vitea, felicitări! Спасибо!